Rubrică sponsorizată de Aspasia Collagen Beauty. Peste tot auzim de tratamente de înfrumusețare sau chiar de intervenții care să ne oferă un aspect întinerit. Există oare și tratamente pe care le putem face preventiv pentru a avea grijă de pielea noastră? Astăzi, doamna doctor Alina Dumitrașcu ne va explica modul corect de a ne îngriji din timp pielea pentru un aspect plăcut și sănătos. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit! Bună ziua, bine vă găsesc din nou! Cum este afectată pielea de trecerea timpului? Cu toate că este foarte subțire, este cel mai mare organ din corp. Și asta se apreciază, se cuantifică prin suprafața pe care o acoperă pielea noastră. Și din punct de vedere, ca o discuție, ca, din punct de vedere general, să zicem așa, are o multitudine de funcții. În primul rând, cel protectiv de menținerea homeostaziei, apoi cel de percepție senzorială, de percepția temperaturii și a durerii. Și să nu uităm că este formată, și este un lucru important, dacă îi știm compoziția, vom ști și să o îngrijim, din trei straturi conexe cu funcții specifice fiecare. Epiderma este stratul cel mai superficial, se exfoliază și se reface permanent, iar noi, prin epidermă, suntem practic în contact cu tot mediul înconjurător, având rol protectiv, însă și rol de menținere a unui aspect plăcut, practic. Apoi dermul, cel de-al doilea strat, este cel mai gros, este împânzit de terminații nervoase, terminații senzoriale și are o funcție importantă în percepția senzorială. Din compoziția dermului trebuie să amintim colagenul, care reprezintă 75%, și acidul hialuronic, de asemenea un component important în hidratarea corespunzătoare a pielii. Ați putea să ne spuneți mai multe despre colagen și acid hialuronic, pentru că auzim foarte des și vrem să știm ce sunt mai exact acestea. Sigur, sunt două componente, cum spuneam, deosebit de importante, de care trebuie să ținem cont. Colagenul este o proteină naturală, face parte din piele și reprezintă 30% din proteinele celulare ale întregului organism. Acesta are rolul de a menține elasticitatea pielii, atenuează ridurile și atenuează acele linii fine de care ne temem întotdeauna. Apoi să nu uităm că și să amintim asta, colagenul, producția de colagen scade pe măsură, din păcate, pe măsură ce înaintăm în vârstă. Și de aceea fibrele de elastină, fibrele de acid hialuronic și cele de colagen suferă modificări structurale și funcționale, așa încât în timp vor apărea ridurile. După vârsta de 25 de ani, pierdem colagen cu o rată de 1% pe an. Iar în jurul vârstei de 50 de ani, producția de colagen este redusă la jumătate. Deci după ce o pierdem, nici producția nu mai este cea pe care am dorit-o. Apoi acidul hialuronic, pentru că întrebați despre ambele componente, acesta este o substanță practic care face parte din compoziția organismului, care este un hidratant biologic al organismului, se află la nivelul pielii într-un procent de 50%, se concentrează în piele în procent de 50%, însă din păcate și acesta se reduce odată cu vârsta. Dar ce am putea face să ne bucurăm pentru cât mai mult timp de această producție naturală de colagen și acid hialuronic? În primul rând, există vitamine. Vitamine care ne ajută, vitamine care ajută în producerea acestor substanțe, acestor componente și în menținerea nivelului optim. Sunt vitamine obișnuite, însă le voi aminti pe cele importante. Vitamina C, care ajută în producția de colagen și care are totodată un rol antioxidant, practic apără celulele de efectul antioxidant. Apoi vitamina E, de asemenea cu rol antioxidant, practic o susține funcțiile vitaminei C. Zincul, care intervine în metabolismul acizilor grași și menține sănătatea pielii. Și biotina care regenerează țesutul cutanat și nu numai asta, regenerează părul. Toate acestea vor ajuta practic pielea pentru a avea un aspect plăcut. Pe lângă aceasta însă, să nu uităm și iar aduc în discuție alimentația sănătoasă. Alimentația sănătoasă și, desigur, rutina zilnică de îngrijire a pielii.
Întotdeauna când spunem rutină zilnică de îngrijire a pielii, ne gândim la produsele cosmetice cu acțiune externă și utilizare externă. Numai că, din păcate, acestea nu sunt suficiente. Și asta pentru că îmbătrânirea pielii vine din interior. Ca urmare, vom avea nevoie de, pe lângă alimentație, și aduc din nou în discuție alimentația sănătoasă, vom avea nevoie de produse cu acțiune internă, care să dea un aspect plăcut și sănătos al pielii. Și există aceste produse, ele au rol de a sintetiza colagenul, de a sintetiza acidul hialuronic, elastina, de a proteja celulele împotriva stresului oxidativ. Și se recomandă folosirea unui produs care să conțină vitaminele amintite mai devreme în dozele optime și acestea să fie emulsionate într-o soluție unică sub forma unei fiole sau unui flacon cu administrare zilnică și cu o singură doză, o doză unică. Și sigur va fi facil din toate punctele de vedere și... De ce să nu avem o piele sănătoasă și un aspect plăcut? Așa este și eu regret toți anii în care nu am înțeles cât de important este și sper să pot să mai fac ceva. Să mai putem corecta, așa este. Mulțumim foarte mult că ați fost alături plăcere. De noi și vă mai așteptăm. Cu multă plăcere. Vorbește lumea, continuă. Rubrică sponsorizată de Aspasia Collagen Beauty.